Salut! Eu sunt Camelia, bine ați revenit în bucătăria gătește-ușor.ro. Să vă spun ce m-am gândit să gătim astăzi. Ținând cont că este toamnă, iar piața este plină de legume, vom găti împreună ghiveci călugăresc. Pentru această rețetă veți avea nevoie de un ardei gras întreg, roșu, 4 cartofi, așa, micuți, o bucățică de țelină, 4 buchețele de conopidă, un dovlecel, un sfert de varză albă, două cepe. Vom folosi morcovi din aceștia mici, puteți să folosiți și morcovi clasici românești. Avem 4 roșii pe care le-am decojit și le-am tăiat în bucățele, 100 de grame de fasole verde, câteva fire de pătrunjel proaspăt, un pahar de unt de lemn, 100 de grame de bulion, sare și piper. Pentru început vom toca ceapa pentru călit. Cât de mică puteți să o tocați. Vom tăia cartofii în cubulețe. Acum vom tăia dovlecelul. Cantitățile acestea de legume sunt pentru 4 porții. Vom tăia țelina în perioade. Varza se taie fideluță. Este rândul ardeiului să fie tăiat în fâșii subțiri. Vom desface conopida în bucățele mai micuțe, cât de o bucătură. Vom tăia și morcovul în bucățele mai mici. Dacă aveți morcovi românești, îi tăiați în rondele. Noi vom tăia pe aceștia doar în două. După ce am terminat de tocat toate legumele, este momentul să ne apucăm să gătim. Vom căli mai întâi ceapa într-o cratiță. Am ales o cratiță cam așa de mare pentru a avea loc toate legumele. Vom căli în ulei. Am adăugat ceapa peste uleiul încins și o vom lăsa să se călească până devine aproape translucidă, cam 5-7 minute. Dacă este nevoie, adăugați din când în când cât un strop de apă peste. Ceapa noastră s-a călit și este momentul să adăugăm restul legumelor. Am adăugat toate legumele și vom adăuga un pahar de apă peste ca să aibă în ce să se călească foarte, foarte bine. Iar apoi le vom acoperi cu un capac și le vom lăsa 20 de minute. Amestecăm din când în când. Legumele
legumele noastre s-au gălit suficient pe aragaz și este timpul să le punem în cuptor. Am pregătit cuptorul pentru a fie foarte încins. Le vom pune la cuptor în acest vas de lut, care îi va schimba cu totul gustul și va da acea aromă de mâncare tradițională românească. Acum este momentul să adăugăm burionul, sare și piper, să amestecăm foarte bine și să băgăm la cuptor pentru jumătate de oră. De ghiveci călugăresc cu legume este gata. Sperăm că v-a plăcut și că ne veți da like și share pe pagina noastră de Facebook gateșteușor.ro. Vă invităm să mai urmăriți și alte rețetele noastre. Poftă bună! Pa, pa! Ținând cont că este toamnă, este sezonul legumelor și piața este plină de felurite legume, m-am gândit. Dacă aveți morcovi românești, păi, hai, poștere, dar nu să mă joc atât. Vasul de lut, nu. Sperăm că v-a plăcut. Nu, stai. Te invităm să ne dați like și share pe pagina noastră de Facebook, gateșteușor.ro.